Vai, ce scumpete de cățel! Să vă trăiască! Ce-i, fetiță sau băiat? Fetiță, seamănă leit cu băsa, dar a luat ceva și de la mine. Poftim? Vreau să spun, am împrumutat niște obiceiuri. Se șterge pe picioare când intră în casă, mănâncă fără pâine, nu face pe ea, face pe mine. Bravo! Bravo, fetița! Și cum o cheamă? Maxi. Maxi? Ce nume frumos, de la latinescul Maxima, nu? Nu, de la românescul Maxi Taxi. Că am luat-o de la un șofer. Se purta urât cu ea. Fetița lui Tătuțu. Mergem la tata în birou să-i dea tata ventilatorul să se joace cu el. Da, și veioza, și veioza. Sau vrei să te sărunți dosare de gustoase cu actele firmei, a? Pa, fetița, sper să te simți bine pe la noi. Ce potaie! Doamne, cum ori putea unii să țină animale în casă? Sărăt mâna! A, domnul Curc, aveți programare, nu luați loc. Așa. E, ce mai zice presa? Zice de niște locuri de muncă în Spania, la Căpșuni. Aha. Salariu bun, normă zilnică 30 de lădițe. O, păi pe bani mi-ar surâdă și mie. 30 de lădițe? E o nimică toată. Pe când eram copil mâncam și mai mult. Și fără să mă plătească cineva. E vorba de cules, domnul Curcă, nu de mâncat. A, de cules. Na, în Spania, e departe, domnule. Ce să caut eu acolo așa de nebun? No, aici, pe taxi, mai bine. Apropo, nu știți de ce m-a chemat șeful? Să mă lăs salariile ceva prime. A, nu cred. Știu doar că trebuie să plece mâine în Brazilia și... Aoleu, păi m-a anunțat târziu, domne. Nu trebuia să fi făcut și acolo un bagaj, ceva? Pas puțin, că nu cred că e cazul. Am înțeles, îmi cumpăr haine direct de acolo. Mă rog, e bine și așa, ce să vă... Următorul! Gata! Vin acum! Să trăi șeful! Nelu Curcă! Am venit! Ce face vechiul meu prieten, Nelu? Bine, mulțumesc! Curcă. Curcă, e vorba de plecare, am înțeles, nu? Da, e vorba de Brazilia. E clar, mă ia cu el. Dar nu e cam cald în perioada asta acolo? Nu contează, au de toate acolo, parașute, parasolare, plaje, sucuri, iahturi, samba negra. O să-l coste, să-i zic acum de diurnă. Cam cât ar dura excursia? E, nu durează mult, 2-3 zile, maxim 10. Ai te zgârcit-o, nu puteam să stăm o lună? Unde mai pui că în perioada aia e și carnavalul de la Rio? O să vedem și carnavalul, da, de la Rio? Da, da, o să-l vezi și tu, că o să-ți aduc niște poze. Dar cât sunt eu plecat, vreau să te rog ceva, să ai grijă de Maxia mea. Maxi? Cine Maxi? Cum? Nu știi pe Maxi? Nu. Iubita mea? A, iubita dumneavoastră. Cea cu ochișorii negri ca mura, cu piciorușe delicate. Nu, n-am avut plăcerea să o cunosc. Dar o să am grijă de ea dacă îmi dați adresa unde stă. Nu e nevoie, o să stea la tine. Cum? E foarte comunicativă. O să se înțeleagă cu nevastă-ta, cu fiita, cu tot neamul. Nu. Cum? Hai să vezi, o să vă placă. Nu o să stea la mine, cum să mă rupe în bătaie, nevastă mea. Nu există. Dacă o las să doarmă cu voi în pat, se perechează, se prietenește foarte repede. Să doarmă cu noi? Nu, no, e imposibil. E sinucidere curată și pentru mine și pentru ea. Ascultă, Neluță, toți prietenii mei au ținut-o câte o noapte. Și toți au avut numai cuvinte de laudă la adresa ei. Mamă, ce vagabantă e! Eu mă mir că nu vă supără să o împărțiți cu prietenii. Cum să mă supere? Eu sunt un tip generos, mă, băiete, mă. Eu vreau să se bucure și alții, nu numai eu. Ăsta e pervers rău de tot. N-am știut că e așa. Așa că te rog să ai grijă de asta mică până mă întorc. Maxi, hopa sus. Hopa așa. Aoleu, câine îmi trebuie acum, domnule. Ce drăguță e! Mai bine era cu bagabanta la care mă gândeam. Uite și un telefon mobil, o să sun din Brazilia să văd ce mai face Maxi. Nici o problemă! N-aveți grijă! Hai! 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 Hai să-ți facă tata o plimbare cu mașina, Maxi! Maxi! Ia uite! Da, da, da. Haide! Ai răbdare, că ajungem imediat, nu mai avem mult. Haide.
Da, alo, șeful! Dumneavoastră sunteți? Nelu, Neluțu! Auziți? Ziceți așa repede că sunt în trafic, n-am voie să vorbesc la mobil. Mă amintează, să știți. Am uitat să spun ceva în legătură cu Maxi, mă. Așa? Când, dacă o scoți la plimbare, ai grijă să nu alergi prea tare, că are probleme cu inima și e să nu pățească ceva, înțelegi? Am înțeles! Am înțeles, să trăiți, așa fac, să trăiți! Mamă, ce pisălog! Așa, bine că am ajuns acasă! Aia nu mai face pe obosita că n-am depășit 60 la oră. Criminalele, era să-mi accesiez cu gazele de eșapament. Hai, vino încoace. Păi, ce miroșe a fum, măi, frate. Mi s-a stricat motorul, trebuie să-l repar. Hai, vino încoace. Hai cu tata, vino. Hai. Mimișor, ce e drag așa de greu? Dai cu aspiratorul, ștergi praful, speli vasele la bucătărie și pentru asta primești 10.000 de lei. Cine nu și-ar dori așa afacere? Uite ce, îți propun un târg. Îți dau eu ție 100.000 de lei. Da. Și faci tu toate astea în locul meu? Îți convine? Eu, drag? Păi ce am înnebunit? Pentru 100.000 dau cu aspiratorul și asta numai în sufragerie. Nu. Nelule? Da? Ce faci, dragă, în debara? Aici e sufrageria. Căutam cutia de la aspirator. Unde o fi cutia de la aspirator? Nu știu. Dă banii, facem târgu. E aici aspiratorul, Nelule? Da? Ți l-am pregătit. Mm. Poate faci și tu puțină curățenie. Și pentru asta primești 20.000 de lei. Ție ți-am dat banii. Gura. Ce zici, Nelu, facem târgu? Ce te uiți, drag, așa? Asta e aspiratorul, ce nu l-ai mai văzut? Nu, mă gândeam dacă... Te gândeai de unde să începi? Lasă că spun eu, încep cu dormitorul, da? Pe urmă vii pe aici prin sufragerie și pleci la... Ce e asta? Ce? Mațele, îmi chiore mie mațele de foame. Da? Înseamnă că ți-ai lăsat mațele în debaracă, de acolo se aude. Din debara se aude? Cine e acolo, Nelule? Nimeni, ce să fie? Nelule, să nu fie vreun animal, că știi că nu suport. Ce animal, dragă? Pe unde era să intre? Că... Mimi, pleacă de acolo! Mimi, îți dau 10.000 să pleci de acolo! Mamă, ce frumoasă e! Dar de ce o țineați în valiza de lemn, că era să se sufoce? Încă un minut și muream. Miroase de te trăznește de la conservele alea. Frumoasă! Nelule, știi ceva de animalul ăsta? Da, mi l-a dat șeful, să am grijă de el. Știi că nu suport câinii. Te rog frumos să duci de aici imediat. Ai, mă, Suzi, doar câteva zile. E foarte cu minte. Imediat vă o să vă împrietenesc. Te rog, mamă, ține-a mine în cameră. Ai. Nici nu o să-l vezi, promit. Da. Mamă. Bine! Ai, mă, Suzi. Bine, dar să nu stea mult. Hai. Fraților! E cea mai superbă și minunată canapea pe care mi-am luat-o eu vreodată. Ți-ai luat canapea? Da. Bravo, Lili, cum e? O urâțenie, dacă ales-o ea. Nu, Suzi, e foarte frumoasă. E bej, cu niște trandafiri mari, roșii. Da, un roșu aprins, așa, și cu frunzulițe mov. O porcărie, ce ți-am spus? Hai, mă, la mine să o vedeți, să vă trântiți în ea, să vedeți ce moale e. Hai! Hai, mă! Hai să vedem! Mimi, stai! Nu mai plecați, așteptați-mă! Aia e groaznică! Canapea cu picioare de masă, cu stufă de draperie. Oribilă, băi, fetele. Ce să fac, mă, Nelule? Suntem surori, dar nu semănăm deloc. Lili n-a avut niciodată gust. Păi ce apartamentul nostru arată ca al ei? Am greșit apartamentul. Hai să ieșim, dragă. Mobila mea! Bă, ăsta e apartamentul proștilor. Ca să vă învățați minte să mă mai țineți în valize de armată. Nelule! Vreau ca în secunda asta să dispară puta aia din casa mea! Dacă m-am fi gândit, ne dispar tu în secunda 2. Suzi, mă dă afară șeful dacă n-am grijă de el. Dacă nu, te dau eu afară cu ea cu tot. Alege. Și unde s-o duc, Suzi?
Ce mi-ai făcut, potaie? Să mă cer cu nevastă-mea din cauza ta, ha? Ia să te fi legat în subsol, să văd țevile le rânțăiai. Dar nu-i nimic, te duc eu la frizer și drept pedeapsă te tund la zero. Adio, blană stufoasă și frumoasă. Și nu te mai uita așa galeș la mine că nu te iert. Îți arde de dansă, ha? La discotecă nu dansă așa. Mă, nu mai dansa că te pleznesc. Termin odată. Liber? Da, o poftiți. Cursă până la Otopeni, la Ploiești și înapoi în București. Bună cursă! Ah! Maxi! Maxi! Ce-ai de trebuie să mă duc după ea? No, e clar. Tu-ți bagi joc de mine. Am pierdut din cauza ta 12 clienți. Dar nu-i nimica. Te leg eu iar de bara din spate și o să bag 120 la oră. Să văd care rezistă. Rabla mea sau tu? Și te duc prin grob, nenică, să vedem cum te descurci tu la cursa cu obstacole. Costelușule. Da, mânele, am venit să mai îmi odihnesc și eu puțin ochii, că m-a căpiat canapeaua aia lui Lili, băi, culorile alea. Hai, mă, că nu era. Dacă întinzi o pătură peste ei, e chiar drăguță. Ce vorbești, bă? Băi, tu știi ce coșmar am avut eu azi noapte? Se făcea că văd câmpuri întinse de trandafiri roșii cu frunzulițe mov și cu spinii care mă înțepau în ochi. Păi dacă dormi cu ochii deschiși ca iepurile, visează și tu altceva. Păi stai să vezi că spre dimineața am visat cu Lili. Se făcea că suntem la un bal. Ei, băi, vezi, vezi? Da, frumos de tot. Ea purta o roche lungă, scumpă. O roche scumpă pe Lili? Bine, era de împrumut, nu erai. Și la un moment dat mă vede, îmi zâmbește. Eu mă apropii de ea, bucuros că uitasem de coșmarul dinainte. Și când sunt aproape de ea, ce? Descoper modelul rochei. Trandafir roșii cu frunzulițe mov! M-am sculat slag de apă! Măi, Costelușule, tu ești stresat rău de tot? Rău de tot. Hai să te mai înveselezi, bine? Ia uite ce am eu în spate aici. Ia uite ce frumos e! Dar ea ta? Nu, e al lui șeful. Maxi. Maxi o cheamă. Dar ce mică e, e mai mult mini decât Maxi asta. Da, e drăguță, nu? Da. E foarte cuminteză, știi? Și e dresată, ascultă tot ce-i spui. Hai, lasă-mă. Da? Ia, păi zi-o comandă două. Nu, păi nu aici, mă, mă inhibă mașina. Păi hai afară. Nu, mă, e giftuită, e neîncălzită și abia se mișcă. Da, păcat, vreau să văd și eu dacă știe să facă un șez măcar. Ia, drept? Drept? Extraordinar. Ia uite. Ia, dansează. Ia. Extraordinar! Ia, bagă și un rep, ia! Băi, Costelușule, cum ai făcut, domne? Ce? Mă, voi vă știți mai de demult. Vai de mine, nu, de unde? Da, așa mă iubesc pe mine, câine, uite cum trage la mine. Păi dacă vă iubiți, ia-l câteva zile la tine, dar nu mai mult. Că și eu să mor după ea. Mă, eu aș lua, dar nu m-am avut niciodată câine. Nu știu cum să mă compun cu el. Ia-l pe ăsta. Știi ce cuminte e? Unde-l pui? Acolo rămâne. Nu mușcă, nu strică. Tu știi ceva? Nu e o idee rea. Și lui Lili îi plac animalele. Cred că nu o să supere. O să fie foarte bucuroasă. Măi, vezi? Mă, Chisa, hai încoace, măi. Hai încoace, măi. Hai încoace la tata să mergem acasă. Doamne, bine că am scăpat de animalul ăsta. Mi-a făcut praf casa cât am muncit să o pun la punct. Dar ai văzut că te-am ascultat? Am scăpat de cățelușe. Mă, sigur n-ai ascuns-o prin dulape, prin vreun sertar pe undeva? Mai Suzi, mă, stai, mă, liniștită. Am mutat-o cu demi-pensiune la Costel. Bravo, Nelu! Dar cum l-ai păcălit? Dar nu l-am păcălit. I-am spus că este manierată, este cu minte. Costelul ăsta. De ce? Mi-a adus în casă o potaie care mi-a distrus toată canapeaua și m-a și mușcat. Trandafirii mei roșii, Suzano, praf s-au făcut. Îmi vine să-mi iau lumea în cap. Vezi, mă? Până și cățeaua ce da nervos la trandafirii tăi. Mă, Lili, nu te enerva. Să știi că e foarte drăgălașă cățelușa. Da, dacă te-ai enervat și ai țipat la ea, de-aia a făcut ce a făcut. Lili, eu spun, tu trebuie să încerci să schimbi comportamentul, dragă. Ah, ce să mai încerc, că nu mai am cu cine, că am dat-o afară din casă. Ce? Ce ai făcut? Da. Ai dat-o afară din casă pe Maxi? Ce Maxi, mă, ce Maxi, o javră. Iut. Da, voi de unde știți? Păi cum să nu știu, pe cățelușa lui șeful.
Ăsta mă dă afară dacă n-am grijă de ea. Ajutor! Ajutor! Ce? Au furat-o pe Maxi, domne! Am căutat-o și în casă și pe hol și peste tot. Nu e! Cred că au furat-o hoții! Măi, cum să stai, domne, de unde și până unde hoți? Ia uite-le lui aici! O bucățică din blana ei, îți dai seama că s-a dat o luptă! S-a dat o luptă acolo, clar! S-o fi împotrivit, sărăcuța, că s-a împotrivit, dar tot au furat-o, nemernicii ăia! Deci s-a dat o luptă acolo, nu? Da. Ia zi, Lilișor, cum a fost cu lupta aia? Ce, mă, ce, dacă m-am mușcat? Am mușcat-o și eu! Ce, eu ai fi mai proastă? A, deci tu ești autoarea! Ți-ai pus mintea cu o biată cățelușă! M-ați nenorocit! Mă dă șeful afară! Ai. Păi eu de unde să știu, mă, acuie, că doar nu scrie pe aia cățeaua lui șeful! Ia, ia, ia! Sună telefonul, șeful! Alo? Să trăiți, șeful! Bine! Dumneavoastră cum e în Brazilia? Mă bucur! Ce, Maxi? A, păi tocmai am mâncat, a dormit și acum ne jucăm! De n-o fi murit între timp! Ce, vreți să mă auziți mai tare? Păi vorbesc mai tare! A, nu, pe Maxi? Da, imediat! Latră, Costele, latră! Ham, 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 ham! Asta nu e Maxi? Păi nu, e un dălău pe aici prin parc care o curtează pe Maxi. Marci, marci potaie, că nu ești de nasul lui Maxi. Marci de aici! Cum? O auzi și pe Maxi? Plânge după dumneavoastră! Taci, Maxi, ai taci, taci, că vine tăticul din Brazilia, taci. Da. E pe mâini bune, n-aveți nicio grijă. Să trăiți, să trăiți! Vine peste 3 zile, așa că avem tot timpul să o căutăm, Costelușule. Costelușule, ca să o ademenim pe Maxi, ne trebuie un raționament, domnule. Așa, da. Zi. Câinele fuge după pisică. A, stai puțin, că știu unde bați. Și pisica fuge după șoarece. Deci ne trebuie un șoarece, băi. Stai, stai, Costelușule. Lasă șoarecele. Tu faci ca pisica. Și cum apare Maxi, eu sar pe ea și o prind. Băi, dar s-o prinzi la timp, că dacă asta ajunge la mine, mă rupe ca pe canapeaua lui Lili. Te rog. Iau, iau. Pis, 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 pis. Luați și mâncați, mamă, luați și mâncați. Pisu, pis. Ce? Nu, nu e bine, nu e bine, nu e bine, nu. Nu, nu, nu. Maxi este o cățelușă de apartament, Costelușile. Nu știe ea ce e aia pisică, nu? Dar ea este femelă și știe ce e aia cățel. Așa și? Păi, apucă-te de lătrat. Ah, să lăt. Picus. Ah. Au, au. Stai, stai. Nu. În 4 labe se semenea câine. Ah. Așa. Zi. Au, au, au. Nu, stai. Stai, că nu e bine. Mai gros, că ești dita mai dulău. Mai gros, da. Au, au, au. Bun. Au. E regulă. Acum ești un dulău în călduri. Călduri. Hai. Wow, wow. Wow, măi, wow. Costelușule, wow. Nu așa, mă. S-o faci să te dorească să vină la tine. Să vină la mine. Hai, hai. Zi. Lăsați pisicile să mănânce javrelor. Bă, nenule, mă, eu nu mai fac ca niciun animal, mă. Că ăștia cine știe cu ce să ne dea mai dea în cap. Bine, mă, nu e bine, am înțeles. N-avem încă tot, trebuie să o strigăm. Hai să o strigăm. Maxi! 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 Maxuța! Unde ești, Maxi? Băi, eu nu cred că a ajuns departe, că are picioarele scurte, ai văzut? Maxi! 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 Stai, lași curlatul, că nu stă nicio Maxi aici! Bă, dă-o, mă! No. Băi, ce... No, nu, cred că n-o să vină niciodată la noi după cât i-am făcut. Hai, dreptate. Păi și în cazul ăsta ce facem, mă, nu? Maxi! Maxi! Tata, nu mai pot, stric de 5 ore, mă lasă vocea. Insistă, că tu erai singura la care venea. Da, mai zi. Maxi! Ai, Maxi! Bă, Nelu, nu mai pot să stau aici, mă, eu, duhoare. Nelu, ești acasă, Nelu? Aolea! Vai de mine și de slujbulița mea! Mai mimișor, mai strigă-mă tata o dată. Hai că-ți dau 10.000. Maxi! Așa. Domnule, în sfârșit, dacă ai ști de când te caut, ia ghicește, de unde vin eu acum? De la nebuni.
Lasă-mă, domnule, în pace, că am alte treburi. Nu, din Caraibe. Am prins o vreme extraordinară. Da, 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 din Caraibe, nea Gigi. Știi ce? Liniștește-te și du-te acasă de noi, că avem altă treabă acum. Nu mă credeți, nu? Cum să nu? N-ai mai fost tu și în Cuba vreo 3 ore până te-ai trezit din beție? Acum am și dovada, domnul Nelu. E aici în buzunar. Ia-ți-mă. Tată, eu mă duc acasă, am obosit. Și așa o căutați de pomană prin tomberoanele astea. Mai bine vă duceți la ecarisaj. La ecarisaj? Nu, fii ajuns pe acolo. Hai că mă duc acasă, pa! Succes! Măi, Costelușule, acum ce avem de pierdut, domne? Hai la ecarisaj! Hai! Ia, uite ce frumușei sunt! Pe cuvântul meu, domnule, că am fost în Caraibe. Ia. Mamă, ce m-am distrat! Bă, ne-a zis, lasă-ne cu Caraibele astea, domne, noi avem de căutat un câine. Auzi, eu când văd toată chestia asta, mi-aduc aminte de copilărie, bă. Ce mă, tu ai avut câine când erai mic? A, nu, dacă îmi făceam câte o prostie, ai mei mă țineau într-o cușcă din asta vreo 2-3 zile. Da, ai fost tu așa convingător când ai lătrat lângă tomberoanele alea. Da. Și știi la ce mă mai gândesc, nu? Când mi-o mai face Lili zile fripte, o aduc și pe aia o săptămână aceea. Vin cu apă, cu mâncare, mă, numai să nu-i mai auzi sirena pe-n casă. Nu e bine. Nu e bine. Pă dacă ori auzi câinii ăștia goarna ei, rup cușca și se duc, domne, de unde au venit. Aia dreptat. Ia, ce spune telefonul? Unde telefonul? Șeful trebuie să fie. Ia. Da. Vezi ce spui? Alo? Să trăi șeful. E, Maxi, ce face? E bine. E cu mine. Sigur, nu o scap din ochi. De ce nu latră? Doarme, mititica, doarme. S-o trezesc? A, uite că îmi face semn că nu vrea să vorbească cu dumneavoastră. Păi ce să vă fac? Da, vin la aeroport să vă iau. La 12? Bine, regulă, să trăiți. Când e nasol, vine la noapte la 12, domn. Păi trebuie să ne hotărâm repede la unul din căței ăștia. Ce să ne mai... Eu zic să luăm pe ăsta albul. Nu e bun, nu e bun, nu vezi că nu seamănă cu Maxi, ce zi? Da, mă, că îl vopsim în gri și îl undulăm puțin la păr. Nu e bine, nici nu răspunde la numele de Maxi. Da. Păi dacă n-ați spus că vă aduceam eu un câine din Caraibe. Băi, te rog, te implor, mai căpia cu Caraibele astea. Păi câinele pe care îl caut nu e în Caraibe. Bineînțeles. Ba da, era o mulțime de câini cu păul ondulat. Poftim, am și dovada. Unde am o poză cu unul dintre ei. Unde să fie câine cu păr ondulat? Ia uite, ia uite, e Maxi. Ne, Gigi, ai pus-o. Unde e cățelul? Unde e cățelul? Hai! Unde e cățelul? Zi unde ai făcut poza, că te dezbloadă ăsta cu bătaia! N-am nicio vină! Zi unde ai făcut poza! Unde e cățelul? Atențiune! Păsărica! Gata! Hai la colorata, mâine-i gata! Nici n-a pus să zici un hopa și ai o poză de la popa! Acesta-i fundalul cu Caraibele. Mai am și un fototapet cu New York-ul. Unde doriți să fiți pozat? Nea, popa, ai un fundal cu băile reculane? Că n-am fost niciodată. Păi din România n-am niciun peisaj. Dacă vrei ceva autohton, îți spun un covorol tenesc sau o draperie cu flori. Știi ce? Un fundal cu tancuri și cu nemți n-ai? Să am amintire în timpul războiului. Lasă că e bun și asta. Hai, dă-i mai muțica repede. Hai, următorul... Următorul, așa, atențiune, atențiune, păsărica. Stai așa, te-am prins. De unde ai cățelușa, domnul Popa? Am găsit-o pe scări. Era singură și speriată și am dus-o la mine acasă. Ce vorbești? Știi că e cățelușa lui șeful meu? Da. Cum îți permiți să faci bani pe spatele ei? Dar nu i-am făcut nimic. Am vrut să îi fac o poză să aibă și eu amintire. Amintire, a? Păi te rog, vezi că aici e clientul și ea e pe post de maimuțică? Păi nu, ea e clientul și moșul e pe post de maimuțică. Gata cu afacerea. Ia ne faci. Ți-ai bătut joc destul de bietul animal. Nelule, hai să mergem până nu vin spumele pe mor. Ia vină cu Costelușule. Ce? Ia, stai. Ce vrei să facem? Păi nea, popa. N-ai, domne, un fundal cu Brazilia să ne faci și nouă o poză? Salut, una! Șeful e? A, domnul Curcă, luați loc, vă primește imediat. Ce mai zice presa? Ce e să zică, zice de niște români plecați peste hotare și expulzați? Aole, de unde? Din Spania, aia de-au plecat la cules de căpșuni. De? Cine i-a pus? Ce, aici nu mai era de muncă, de-au plecat acolo? Și că i-au și bătut și le-au luat și banii strânși pe căpșuni. Bine le-a făcut. Printre aia era și bărbatul meu, domnul Curcă. Ce canali spanioni ești? Adică să dea în bieții oameni care s-au dus să câștige și un ban acolo. Apropo, ce mai știți de Maxi, e bine?
Da, șeful a fost foarte mulțumit de cum ați îngrijit-o. Cred că m-a chemat să mă răsplătească într-un fel o primă ceva. Nu cred, din câte am auzit, pleacă pentru 2 luni și ar vrea să vă zică ceva. 2 luni? Nu mai pot, mă omoară cățeaua asta. Nu m-ați găsit, gata. Domnul Curcă, alo. Ce ciudățenie de om. Cum apare Nelu Curcă, îl trimis la mine în birou. A fost șeful, dar la un moment dat s-a ridicat și a fugit. Ia uite, domnule, și vroiam să le iau 2 luni cu mine la New York. Liber? Da, da, poftiți, poftiți. A, dar ce câine drăguț aveți. O cheamă cumva Maxi? Nu, e băiețel și îl cheamă Max. Vreți să-mi deschideți portbagajul, că am o valiză de băgat. Da, 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 imediat, imediat. Max. Ăsta e idiotul de taximetrist care era să o gazeze pe soră mea. Aha. Ia să-i facem mașina praf.